Se implică actualul ministru al sănătății, domnul Vlad Voiculescu, în campania de vaccinare, așa cum ar trebui să se implice un ministru? Pentru că la începutul anului, vă întreb, am văzut o declarații și ieșiri ale actualului ministru al sănătății pe scandalul de la TVR, spre exemplu. N-am văzut o reacție pe vaccinare la începutul anului, nu știu, un mesaj. Poate că suntem, văd că suntem... singura țară din Europa unde ministrul sănătății nu există în campanie de vaccinare. Într-adevăr, după două săptămâni de zile de ministeriat, prima ieșire lui publică a fost legată de programul TVR și așa mai departe. Asta e treaba ministrului sănătății? Nu știu, nu-l văd implicat. Unde e? Măcar domnul Tătaru, deși făcea multe lucruri și avea multe declarații controversate, domnule, toată ziua îl vedeai pe teren, pe undeva, era pe undeva, se implica cu ceva. Domnul Voiculescu e panicat, se ceartă de vreo săptămână cu domnul Boc că le dă sau nu le dă bani. Aici nu mi-e simpatic deloc domnul Boc, dar nu pot să nu constat că, vorbind de numele Asociației Municipale Dreptate, tu nu poți să pui în sarcina tuturor primăriilor, faceți centre de vaccinare și plătiți-vă și oamenii și tot, fără să le aloci bugete. Lucrul ăsta nu se face. Deci domnul Voiculescu e, nu știu, e venit din altă lume. Poate, nu știu, n-am înțeles totuși pregătirea domniei sale. Am înțeles că a făcut 10 ani facultatea la Viena. E de văzut totuși. Pe mine chiar nu m-a pasionat personajul, dar chiar m-ar interesa ce poți să faci 10 ani într-o facultate și cu ce pregătire vii aici să conduci Ministerul Sănătății într-o perioadă atât de dificilă.